Nici nu știu invitația la ce să se aștepte când ajung la noi. Cred că ajung la o emisiune normală, vorbim și noi, după care este în regulă. Maria Noi, stârnită din una în alta, ne-a povestit adevărata natura relației cu Omar Sharif, iar acum, fără să se aștepte, s-a întâlnit cu cel care la 12 ani era îndrăgostit până peste cap de ea, Andrei Păunescu. Eu asta ți-am spus-o pentru uz personal. De ce o dai pe post, Cristi? Te superi? Nu mă supăr, că asta a fost. Am învățat și un cântec în ungurește de dragul Mariei atunci. Da, și încă el știe pe care eu am uitat. De, ce vă dați seama, dragi prieteni... Dar refrenul... O să tacă, n-am microfon. N-ai, da, chiar n-avem... Maria, Maria nu-și mai știe propriul cântec pe care... Dați-vă la o parte. Dacă vreți să vă auziți, veniți către mine. Da. Și știi cum se numea cântecul? Exact cum suntem noi toți ăștia. Marina Almășan, Cristi Brâncu, Maria Noghi, Andrei Păunescu și Adriana Păunescu. Tineri, așa suntem noi tineri. Așa suntem noi tineri, așa se numește. Așa suntem noi tineri, ne place să cântăm tineri. Și pungurește. Tine codiumi, fie to loc. Seara cântălorni, fie to loc. Vrei să mă auzi cântând strofa de la cântecul ăsta? Da, te rog frumos. Nicor de la graiotum, vira dotcor. Habar n-am ce spune. Ai spus votați cineva? Nu. Nu știu ce am spus acolo. Am spus o prostie. Nu, dar el, ați observat, este foarte convingător când spune, adică figura lui transmite, dar nu știe ce. Ce a zis? Ce a zis? Acum e foarte bine. Acum e bine, da? Atunci era cam de vreme, acum e bine. Da, doamnelor și domnilor, într-adevăr, o întâlnire foarte frumoasă, Cenaclu Flacăra, Adrian Păunescu, care era farul acolo, el era tânărul care bătea la porți și duce Flacăra mai departe, că scrie pe tricolul lui chiar Cenaclu Flacăra, deci el duce Flacăra mai departe și Maria a cântat atunci și... 18 ani avea când a debutat la Cenaclu Flacăra, dacă nu mă știu, sau chiar mai puțin. Și tu aveai 12, nu? Asta pentru că șovinul Adrian Păunescu, care nu suporta ungurii și alte minorități, exact. Jumătate din Cenaclu era compus din Domocoșarpa, Admoe, Ghiozo, Maria Nog, Erika Ioja, Carol Horvat, plus, nu știu cât, toate minoritățile, toate... Da. Când a venit la Mercurea, Ciu Cantina vă aparțină, imediat a apărut un articol când m-a descoperit și a fost scris o voce tulburătoare de la Mercurea Ciu, Maria Nog. Tu l-ai, doamne, și că bine a fost. Deci, doamnelor și domnilor, Maria a trecut prin toate fazele vieții ei, așa că îi mulțumesc foarte mult, Mariei. Mâine înțeleg că te vedem cu floarea anilor 80. Dumneata o să prezizi mâine. Ție nu poți să-ți doresc... Ție nu poți să-ți doresc decât ape line. Cea mică este foarte pasionată de bucătărie. Te rog să te duci acum la bucătărie și te rog să-l întrebi pe bucătar. Nu mă lasă copilul. Deci, te rog frumos să-l întrebi pe bucătar cum a făcut rețeta. Fuga, du-te. Ești reporterul meu special. Vezi ce afli. Maria, Marina, vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Succes, Andrei. Mai vorbim. Să rămână succes în spectacolul de curând și... Mulțumesc. Vin și eu. Vreau să aud copilul. Vreau să te aud pe tine. Explică-i. Nu-i șopti. Cântăm piesa. Dar ăsta-i tartarul nostru de somon. Ne vedem pe scenă. Pe care l-am pus pe niște felii de pâine cu făină integrală și semințe. Tartarul nostru conține somon fumé, puțin ardei gras verde, foarte puțin mango, zeamă de lime, ulei de măsline, sare, piper și foarte puțin sweet chili. Trebuie să fie un pic acrișor, dulce, picant. Și cam asta o să servim noi invitațiilor astăzi. Și o să gust și tu, eu sper să-ți placă. Cristi, momentan cam atât am reușit să facem, suntem la prima rețetă, o să o las pe ea să continue și o să mă ocup eu de fasolea noastră făcăluită. Bine. Adriana, mulțumită? Da. Da, deci e bine. O să guste copilul, e foarte bine. Colegul David.
ăsta micul care e mai înalt decât toți. Ești mai înalt decât domnul Iohannis. O să avem nevoie de sunate aici și pentru cei doi artiști ai noștri, pentru că e și Cristi Dumitrașcu alături de noi, pe care eu îl ascult serile când aduce folk la Rock FM, eu fiind ascultător de Rock FM din construcție și dimineața când duc copilul la școală, ascult Rock FM și domnul Cristi e acolo cu tot folk-ul, cu spectacole, cu chestii. Dar acum văd că scrie pe unul folk bun și pe unul Cenaclu Flacăra. E ca și cum s-ar întâlni, cum să vă spun, s-ar întâlni Steaua cu Dinamo, nu? Să nu spui pe aia cu David și Goliat, că nu te cred. Nu, că după aia trebuie să fie unul David și unul Goliat. Exact. Și nu e bine, da? Deci, de ce, ce s-a mai întâmplat? De ce sunteți voi împreună aici? După care avem și un subiect de ăsta pasager de neplăcut, dar n-avem încotro. Ne-am gândit că e bine să facem un duel public, pentru că și așa se discută despre cele două etape, Cenaclu Flacăra și post-Cenaclu Flacăra. Și ne-am adunat noi într-o zi la o emisiune a lui Cristi și în pauză, că atunci se fac planurile cele mai frumoase, am pus la cale de un proiect, Sala Palatului, 9 noiembrie, un spectacol grandios. Bravo. În care să facem un duel. Câțiva... Uite, avem aici Sala Palatului, Cenaclu Flacăra, îi prezintă pe Mihai Cerbichină, Gala... Ducu Berții, Emeric Imre Andrei, Magda Pușcaș, Cristian Buică, Cătălin Stepa și Gogu Vanghele. Care se vor duela cu... Fără Zahăr, Alina Manole, Țapinare, Dinu Olărașu. Dinu Olărașu este între generații, așa? Aici ai o discuție, da. Da? Cristi Dumitrașcu, ai TVA? Nu, n-am TVA, sunt prietenii noștri de la TVA. Deci lor le dau 19%? Nejeviște, Oboar, Dorin Andone și Adi Vascu. Foarte frumos, Daniel Iancu, Cosmin Vaman și... Diana Porca. Diana Porca, n-am văzut eu foarte bine. Așadar, un spectacol, adunați-vă cu micul mare la Sala Palatului, păi o să fie bine. Și cum o să fie acest duel artistic, ca să nu zic că nu e o rivalitate, fie același public pe care îl împărțiți până la urmă. Asta este a treia ediție a Galei Folk Bun, care acum devine, iată, un duel. O să fie bătălie mare. Publicul va alege care va fi câștigătorul, folcul Cenaclului Flacăra sau folcul bun. Mă, dar asta e o alegere grea. Păi știu, tocmai de-aia. Da, știi cum, la momentul sentinței, la sfârșit, nici nu o să conteze foarte mult verdictul publicului, pentru că totul se va desfășura, cum să spun, în etape. Adică o să cânte un artist Cenaclu Flacăra, un artist folk bun de azi. Confruntările o să aibă loc succesiv și la sfârșit vedem cine rămâne viu și cine nu pe scenă. Deci vor fi Cenaclu Flacăra. Încă viu spunea tatăl tău. Da. Nu bloc momentul Cenaclu Flacăra, bloc momentul folk bun de azi. 1-1-1, un intercalat. Am înțeles, ca la fotbal. Un atac, un atac, un atac, ca la tenis. Bam, bam. Și ce promitem este că nu vom face un blat cum se face la partidele amicale. Va fi o confruntare. Adică nu terminați 4-4. Pe viață și pe viață. Am înțeles. Că putea să fie 4-4 și nu era bine, da? Pentru că, în general, e bine să fie... Aici este poate cel mai mare promotor al folcului care a existat vreodată în România, întâmplător sau nu, tatăl lui Andrei. Cenaclu Flacăra rămânând brandul cu care funcționați în continuare. Da? E foarte frumos. Pe Cristi, tu mai ești în armată? Cu onor, sigur că da. Adică tu ești activ? Da, la Agenția Media Armatei, tot în presă. Să trăiți, să trăiți, să trăiți. Vremuri cât să fie, 25 de ani de când ne vedem pe acolo, nu? Da. Mai bine chiar. Chiar așa. Bă, bravo, Cristi. Da. Ceea ce înseamnă că e om serios, că nu-l țineau acolo decât dacă e om serios și mare lucru că face toate lucrurile. De să la vedem. Tatea lui Andrei, știu, celebru bancul ăla cu tipul care avea 5 copii în 5 sectoare ale capitalei, în același timp. Nu? Îl spui tu sau îl spun eu? Nu, da, de ce nu aveam 6? Înseamnă că nu era un bărbat viril. Da. Hai, 6 sectoare, 6 copii. Frumos. Și cum continuă bancul? Nu știu, nu-l spun, fiindcă și noi avem probleme suficiente în familie. E copilul de față. Și la un moment dat este chemat omul la televiziune. Nu știu, trebuie Adrian Păunescu și spune: felicitări, explicați-mi și mie cum ați reușit 6 copii în 6 sectoare în același timp. Și omul zice: am bicicletă. Pentru că se deplasa foarte repede dintr-un loc. E motoretă. Da, e și motor. Deci, da. Că altfel n-ajungeam pe traficul ăsta. E adevărat. Bun. Abia l-aștept pe militarul, nu pe folkistul sau pe organizatorul Cristi Dumitrașcu, să-l văd cum se va abține să nu ne facă nouă galerie la Cenaclu Flacăra la Treceți Batalionul Române Carpații.
că va trebui să țină și cu echipa lui. E, o să cântăm împreună până la coadă. Nu, că mă gândesc că anumite chestii vă unesc. Adică mai multe vă unesc, dar de data asta de dragul jocului. Mai multe pe unesc, ce ai zis? Pe unesc. Mai multe pe unesc. Mai multe pe unescu, da? Decât să vă despărțesc. Eu încerc să-l atrag într-un fel de afacere, de război, așa, să... Și el e pacifist. Păi, pe armata, n-ai văzut că armata acum noi încercăm să ne apărăm, nu mai atacăm noi teritorii. Da, mai trimite cât un F-16 când mai vine vreo dronă pe aici. Pentru tinerii care vor fi la spectacol, să vorbim și în limbajul lor de romgleză astăzi. Deci dacă nu știți ce e la duel sau bătălie, va fi un battle. Nu? Battle, da. Versus. Un battle versus, da. Ne ducem și în antichitate, ne ducem și în... Și vă rugăm să nu-i cereți lui Cristi Dumitrașcu să vă cânte In the Army Now, deși ar putea, pentru că el este chiar în armată acum. Deci, doamnelor,